Salutare, bine ați venit la o nouă lansare a revistei Today Software Magazine. De data asta suntem online, dintr-un, hai să zicem, birou mai mult sau mai puțin improvizat aici. Și cumva am avut mici provocări, de-aia e vinerea, a trebuit să refacem totul pentru astăzi și sper să vă placă. Vom avea în principiu două prezentări, sper să apară și Iulia. Și hai să zicem o discuție de panel mai de vară. Bun, și acum haideți să vedem ce avem astăzi. Așa, da, o să fie o mică schimbare în agenda. Practic, vom începe cu prezentarea celor de la Accesa, Lucian și Andrei. Ne vor vorbi despre impactul unor proprietăți a kernelului de Linux, de a raporta datele mai departe, și asta vă poate ajuta pe observabilitate și să monitorizați tot felul de lucruri legate de sistem. De asemenea, serviciul respectiv am văzut că îi folosi și de, nu știu, Facebook și alții pentru așa ceva. După care vom avea o prezentare, nu din partea Norei. Norei îi urăm astăzi la mulți ani și mă rog, din fericire a primit un cadou și trebuie să se țină de el, așa că nu va veni la lansare. În schimb, ar trebui să vină Iulia Tămaș. Ea va intra live, cred că din Baia Mare, și ne va vorbi despre accesibilitate. În principiu, ea scrie diverse articole în zona asta de UI/UX și ar trebui să fie destul de interesantă. După care, la panel, vom rămâne cu Bogdan din partea Accesa și, în principiu, Iulia. Da, cam asta e planul pe astăzi. Agenda e destul de light, la fel cum e și acum vara. Nu prea avem ce face. Dar, în schimb, puteți, vă invit să citiți articole online, care sunt destul de multe, sunt practic normale, n-ai zice că e o zi de vară, și destul de interesante. Din păcate, multă lume e în concediu și asta a fost situația. Bun, mulțumim partenerul revistei și haideți să trecem la prima prezentare.